și ne-am bucurat, acum ne-am rugat pentru familia Dumnezeu, pentru soția lui. Și am citit, adică s-a deschis Biblia la Psalmul 39. Psalmul 39. N-am putut să deschid acolo. Ziceam, voi vedea asupra căilor mele, că nu, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâuguri. Cât va sta cel rău înaintea mea? Am stat mut în tăcere. Am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea era cea mai puțin mare. Când mi-ar da inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limba și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele. Care este măsura zilelor mele ca să știu cât de purgător sunt. Iată, zilele mele sunt cât ca un lat de pal, de mână, de mână. Și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este dator doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă cu umbră, se frământă degeaba, strânge comori, la comori și nu le știe cine îl va lua. Acum, Doamne, ce mai nădăjduiești eu? În tine-mi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă fă după ocara celui nebun. Stau mut și nu deschid gura, căci tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâniei tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fălădărejea lui. Îi pedepsești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta. Îmi privea ca toți părinții mei. Abate-și privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu, până nu mă duc să nu mai fiu. Ce să nu mai fiu? Amin. Și sâmbătă, vineri seara, am citit din Psalmul 90 atunci. Și spune așa, toate zilele noastre pierd ca orgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul care se mândrește omul în timpul zilelor este decât trudă și durere, că trec iute și noi zburăm. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Amin. Aceste cuvinte care vreau să-i plecăm pe genunchi și ne rugăm.